Un român în vârstă de 26 de ani plecat să muncească în Italia a avut parte de o moarte cruntă. Românul a fost găsit mort într-un canal de irigație și toată lumea a crezut inițial că s-a înnecat, dar în urma autopsiei a ieșit la ivală că nu a fost vorba de un accident. Tânărul fusese aruncat în canal chiar de patronul pentru care lucra după ce s-a electrocutat. Carabinieri au descoperit detalii incredibile după ce i-au audiat pe angajații fermei din Acate, unde muncea românul. Băiatul de 26 de ani s-a electrocutat în timp cera la muncă, apoi patronul s-a gândit să arunce cadavrul în canalul colector ca să nu fie cercetat de polițiști pentru că românul era angajat fără forme legale. În acest moment angajatorul este cercetat pentru tentativă de omor.